Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Începe Tinerețe fără bătrânețe. Intervențiile ortopedice în cazul protezelor pentru genunchi sau șold pot fi făcute minim invaziv cu ajutorul robotului. Această metodă permite și realizarea de proteze personalizate. Vă dăm mai târziu toate detaliile. Până atunci, vorbim despre mâncatul compulsiv, care a devenit o problemă mare în ultimele luni de pandemie. Din cauza stresului, tot mai multe persoane se surprind în timp ce mănâncă necontrolat. Ce se ascunde în spatele acestui obicei, dar și cum îl putem controla, aflăm de la invitata mea, dr. Laura Ene, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice și ai și studii în psihologie. Bună ziua, Laura, bine ai venit! Bună, Izabela, mulțumesc de invitație! Vreau să pornim de la niște cazuri concrete, Laura, pentru că am scris la un moment dat la mine pe Instagram o întrebare să văd cam câte persoane au problema asta cu mâncatul compulsiv și am fost surprinsă să primesc foarte, foarte multe mesaje. Unul dintre ele, de exemplu, este așa. Când sunt stresată, simt nevoia să ronță în continuu, iar de când lucrez acasă e mai rău. Într-o zi am mâncat o pizza întreagă stând în picioare, fără să realizez ce fac. Tiparele acestea de comportament alimentar, care acumulează nu doar kilograme în plus, ci și foarte multe frustrări, fac parte din sfera mâncatului emoțional. Mâncatul compulsiv, mâncatul dezordonat, mâncatul social, mâncatul emoțional, toate fac parte din anumite tipare de comportament alimentar care încearcă să regleze deficite din viața noastră. Deficit de somn, poate că lipsa afecțiunii, poate că stresul, da, și se pare că ronțăitul chiar descarcă hormoni de antistres, care ne ajută foarte mult să ne relaxăm. Și sigur că nu gândim să ronțăim întâi de toate morcovi sau castraveți sau ardei. Sigur că ne duce cu gândul la chipsuri, la nuci, la alune, la migdale, la alte lucruri care, din păcate, sunt foarte concentrate caloric și chiar dacă alegem ronțăieli sănătoase de tipul semințelor, acestea au foarte multe calorii și fără să ne dăm seama, se acumulează kilogramele în plus și iată și frustrările. Nu ne hrănim foarte mult cu aceste calorii din pungă, pentru că toată industria alimentară lucrează ca să ne facă dependenți de gust, iar monoglutamatul este peste tot. Este un gust care a fost inventat la începutul secolului trecut, tocmai pentru a crește și a crește adresabilitatea oamenilor la acea mâncare. Plus că prin acest mâncat băgăm supres și multe emoții, nu? Un alt mesaj era când mănânc mai degrabă sărat decât dulce și mănânc mult când sunt furioasă, la fel când mă simt neapreciată sau când sunt criticată, în special de soțul meu. Sunt foarte multe emoții pe care ni le acoperim cu mâncare. Recomandarea pentru genul acesta de persoane care mănâncă emoțional este să-și țină un jurnal al emoțiilor și să încerce să nu-și mai trateze emoțiile cu mâncare, pentru că nu fac altceva decât să își agraveze emoția. Mâncatul emoțional vine la pachet cu multă vinovăție ulterior, așadar nici emoția nu se rezolvă pentru că nu este adresată într-un mod potrivit și aici ar merita intervenția unui psiholog, unui coach, unui psihoterapeut care să ajute la gestionarea acestor emoții. Știu că foarte multă lume când aude de recomandarea de psihoterapie spune, dar eu nu sunt nebun, dar eu nu am nicio problemă. Da, este această concepție la noi. Este păcat că oamenii nu înțeleg că psihologul este o persoană care te poate ajuta să-ți gestionezi emoțiile. Nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Înseamnă doar că o parte din viața ta nu funcționează corect și merită găsită o soluție pentru asta. Asta face un psiholog. Te îndrumă să-ți găsești propriile resurse, propriile soluții pentru a gestiona emoțiile altfel decât cu mâncare. Spune-mi, te rog, și cum ne dăm seama că mâncăm pe fond emoțional? Spuneai mai devreme de vinovăție după ce am mâncat. Mai sunt și alte semne care să ne pună, să ne dea de gândit? În general, când primesc, când povestesc cu clienții, cu pacienții mei, doamna doctor, simt așa o foame și mi-e foame parcă într-una și îmi vine să ronțăi. Și atunci întrebarea mea este, unde se simte foamea? Există un singur sediu real al foamei, aici, în stomac. Asta este foamea reală.
în momentul în care stomacul îți dă semne că are nevoie de mâncare. Foamea emoțională se simte undeva în dreptul inimii, acolo unde de obicei simțim emoțiile. Foamea senzorială se simte undeva la nivelul cavității bucale, acolo unde se poate declanșa chiar și doar la gândul unei mese copioase. Un miros deosebit, dacă vezi o mâncare deosebită, inclusiv privitul la televizor, la canalele de mâncare și la canalele culinare, poți să te transformi într-un mâncător senzorial fără să-ți dai seama, pentru că intri în faza cefalică a digestiei. Da, bănuiesc că nu e neapărat rău să mâncăm așa, atâta vreme cât mâncăm puțin, nu? De poftă. Cu siguranță, nu? Eu întotdeauna militez pentru a mânca și nu pentru a face restricții. Din punctul meu de vedere, dietele nu sunt altceva decât capcane în care putem cădea. Este important să luăm tot ce înseamnă emoții și să le tratăm, dar nu cu mâncare, să luăm poftele și să ne facem o poftă din când în când, pentru că suntem oameni și pentru că avem nevoie și de acel ceva bun. Până la urmă, așa am crescut. Socializăm prin mâncare, ne bucurăm prin mâncare. Când avem invitați, când plecăm undeva, toată lumea se preocupă despre ce punem pe masă, ce mâncăm bun azi, ce mai gătim bun, dar ceva bun nu ai, n-ai făcut. Sunt sigură cu toții avem aceste nu probleme, dar provocări. Povestea este că acum avem o abundență foarte mare de produse care nu sunt neapărat sănătoase. Nu am nimic împotriva unei prăjituri, unei porții de paste, unei felii de pizza, însă să nu fie la momente nepotrivite, să nu fie mâncat într-un context compulsiv. Chiar anul trecut am lansat cartea Capcanele mâncatului emoțional și puneam întrebarea dacă slăbitul este o provocare fizică sau mentală. Este pe de o parte fizică, pe de o parte mentală, dar în paginile cărții veți observa că este mai degrabă o provocare emoțională. Pentru că, da, dacă îmi faci restricții în continuu, nu ajungi decât să devii un mâncător emoțional. Cu pofta nu te lupți. Vin foarte mulți pacienți în cabine și spun: doamna doctor, vreau să scap de pofta de dulce. Iar eu le spun: eu cu așa ceva nu mă lupt. Eu te învaț să-ți faci pofta de dulce cu măsura potrivită, la momentul potrivit, în combinația potrivită, și să nu-ți facă mai mult rău decât bine. Cum e cu voința? Că sunt mulți oameni care zic: dar eu n-am voință, sau când aud trebuie să ai voință, fug direct. Nu cred că trebuie să ai voință. Voința este ceva ce se consumă, ce funcționează pe termen scurt. Voința poate că îți trebuie să începi un program de slăbit, poate că îți trebuie voință să faci o schimbare. Orice ieșire din afara zonei de confort se produce cu oarecare stres și cu oarecare diferență pe care trebuie să o faci. Acolo, da, ca să pornești procesul. Însă, pentru a continua și a transforma o dietă într-un stil de viață echilibrat, ai nevoie de repere, de repere de calitate, despre cum să combini potrivit alimentele, despre ce alimente te ajută să slăbești, ce alimente te îngrașă, ce poți să consumi și în ce cantitate, în ce combinație și la ce moment, tocmai ca să poți să mănânci cu bucurie, cu plăcere. Eu chiar militez pentru o viață cu plăcere și cu bucurie, nu pentru o viață de restricții și de chinuri, pentru că făcându-și atât de multe restricții, oamenii care intră la dietă ajung ca niște oale sub presiune și când scapă lucrurile de sub control, le scapă evident foarte... că nu e o soluție pe termen lung. Sub nicio formă. Spune-mi, te rog, dacă pot exista și cauze fizice, dacă pot exista probleme de sănătate și atunci ar fi bine să se adreseze unui medic, să facă niște analize. Există câteva cauze fizice pentru aceste pofte. Așa cum femeile gravide se zice că poftesc și au nevoie de anumiți nutrienți, așa, în urma unor cure de slăbire drastice și cu reducerea foarte zdravănă a caloriilor, se reduc și macro- și micronutrienții. Și atunci, da, după curele de slăbire foarte, foarte hipocalorice, pot apărea aceste pofte datorită deficitelor de vitamine și minerale. Pe de altă parte, sunt și pacienții
cu diabet care, dacă nu au grijă să-și ajusteze în mod potrivit tratamentul de diabet și se apucă de o cură de slăbire luată de pe internet, de la o prietenă, dintr-un ziar, dintr-o revistă, pot să-și facă mai mult rău decât bine și poate să declanșeze episoadele de hipoglicemie care nu sunt deloc plăcute. Dar deficitul de vitamine și minerale poate apărea și dacă n-ai făcut o dietă drastică. Cu siguranță, pentru că și dacă mănânci puține calorii, dar nu le iei de calitate, poți să ai deficite de vitamine și minerale. Gândește-te doar la astenia de primăvară, care este cât se poate de reală. Indiferent cât de mult te străduiești să mănânci peste iarnă alimente pline de vitamine și minerale, nu prea ai de unde să le iei. Spre sfârșitul iernii, pentru noi toți, dieta este săracă în vitamine și minerale, de aceea apare imunitatea scăzută, de aceea apare astenia de primăvară, iar eu atunci recomand anumite suplimente de vitamine și minerale pe termen scurt, cât să dea un boost de energie și să nu mă duc la dulciuri pentru a-mi crește nivelul de energie, pentru că nu dulciurile sunt soluția. Mulțumesc tare mult, Laura, pentru prezență și pentru toate sfaturile. Te mai așteptăm. Cu drag, mulțumesc și eu. Mai departe vorbim despre cea mai nouă metodă de implantare a protezelor pentru genunchi sau șold, cu ajutorul robotului. Despre avantaje și dezavantaje, imediat rămâneți cu noi. Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe. Gonartroza și coxartroza sunt boli frecvente, în special după vârsta de 60 de ani. Practic, cartilajul articulației genunchiului sau șoldului se distruge, iar în fazele avansate singura soluție este proteza. Despre cea mai nouă metodă de intervenție în aceste cazuri vorbim cu dr. Vlad Predescu, medic primar, ortopedie, traumatologie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule doctor, până să ne spuneți care sunt avantajele și poate și dezavantajele chirurgiei robotice, vreau să-mi spuneți mai întâi care sunt criteriile, care sunt semnele care arată că o problemă la genunchi sau șold necesită proteză, nu mai poate fi tratată altfel. Sigur, sunt foarte multe semne și evident noi vorbim în clipa de față de stadiul final al artrozei. Știm deja că artroza înseamnă acea degradare lentă și progresivă a cartilajului articular și prin urmare, în momentul în care acesta dispare și spunem noi popular că în articulație se freacă os pe os, este momentul în care deja pacientul și noi ca și chirurgi ne gândim către o protezare. Principalele semne clinice în acel moment sunt reprezentate de durerile care au caracter mecanic la nivelul articulației, adică pacienții vin și ne spun, domne, când mergem ne doare foarte tare, nu mai avem ce să facem, suntem obligați să ne oprim, trebuie să luăm un baston, trebuie să ne așezăm pe bancă, este un moment în care durerea se exacerbează de fapt la mișcare. Când stadiile sunt extrem de avansate, durerea devine permanentă. Nu numai că se accentuează când merge pacientul, dar dacă în urmă cu, să zicem, niște luni această durere se calma când pacientul se odihnea sau când lua antiinflamatoare, în stadiul final această durere nu se mai calmează nici în repaus, nici cu ajutorul antiinflamatoarelor. Al doilea semn foarte important este pierderea mobilității articulației. Dacă vorbim la nivelul șoldului, de multe ori pacienții spun că nu se mai pot încălța, că nu-și mai pot lega șireturile și de regulă este chiar o vizită destul de simpatică, spun eu, când pacienții, de regulă bărbați, vin împreună cu soțiile și spun mă încalță nevasta. E un moment critic în viața lor. Practic nu se pot apleca. Nu se pot apleca când decid cu siguranță să vină către o protezare. Protezare care desigur trebuia făcută cu câțiva ani înainte, dar o am amânat din diverse motive. Asta voiam să vă întreb, cât de important e să fie făcută la timp? Că bănuiesc că e cu atât mai dificil cazul, nu? Cu cât vine omul. Categoric. Protezarea este bine să fie făcută la timp și asta din mai multe motive. Unul dintre motive este că se scurtează foarte mult perioada de recuperare. Dacă stăm, apare atrofia musculară, apare rigiditatea articulației și implicit noi când după protezare trebuie să supunem pacientului la exerciții de recuperare. Iar recuperarea presupune un sistem muscular bine dezvoltat. Ori dacă pacientul a venit după o suferință de câțiva ani în care s-au produs aceste atrofii musculare, așteptările lui nu vor fi pe deplin satisfăcute imediat postoperator, pentru că nu avem niciun sistem muscular cu care să putem face această recuperare. În al doilea rând, dacă vorbim despre genunchi, fiindcă genunchiul este o articulație extrem de nobilă, extrem de complexă și care ridică de altfel cele mai multe probleme în protezare,
mobilitatea articulației genunchiului protezat este direct proporțională cu mobilitatea articulației genunchiului înainte de protezare. Cu alte cuvinte, cu cât suntem, hai să spunem, mai înțepeniți, cu atâta rezultatul pe proteză nu va fi cel pe care ni-l dorim, să atingem un genunchi cu o mobilitate perfectă. Și să vorbim și despre chirurgia robotică, pentru că este o metodă nouă în România pe care o faceți. Care sunt avantajele folosirii robotului? Ce poate să facă el și chirurgul nu poate? Poate să facă minuni, dar nu putem să spunem că face niște minuni singur. Este de fapt o muncă în echipă și într-adevăr suntem extrem de mândri că putem să oferim pacienților noștri această alternativă tehnologică. Practic este cea mai nouă tehnologie de care poate să dispună la ora actuală medicul ortoped. Înainte de a vorbi de avantajul pe care îl avem noi ca și chirurgi operând în echipă cu robotul, cred că ar trebui să știm de ce a fost nevoie de el. Și de el a fost nevoie în principal datorită presiunii pe care pacienții din serviciile de ortopedie au exercitat-o asupra chirurgilor și asupra rezultatelor protezării. Pentru că în momentul de față, dorința pacienților atunci când ni se adresează și au nevoie de o articulație nouă, să spunem așa, de o articulație protezată, dorința lor este extrem de ridicată în ceea ce privește rezultatul funcțional și în ceea ce privește mobilitatea articulației. Vor să fie cum erau odată, nu? Exact. Au niște așteptări sportive extrem de ridicate. Foarte mulți dintre pacienții noștri doresc să se întoarcă la activități de tip tenis, golf, mers pe bicicletă, mers pe munte și se poate. Dar ca să se poată, articulația protezată, spun eu, ar trebui să fie perfectă. Și aici vine robotul, care completează experiența chirurgicală. Știu că vă permite inclusiv o proteză personalizată. Ce înseamnă asta? Și ne-ați adus și niște mulaje aici la care să ne arătați ce înseamnă mai exact o proteză. Da, în principiu, cred că ar trebui să vedem proteza în sine. Dacă este să vedem cum arată o proteză, ea este formată din componenta femurală, care este acest metal, platoul tibial, și vedeți între cele două componente metalice un insert de plastic, am putea vorbi popular, care este echivalentul cartilajului articular. Cam asta, cam în linii mari, așa ar arăta o proteză de genunchi. Acum, ce este important este cum o implantăm. Secretul unui rezultat bun în protezarea genunchiului vine din modul de implantare și din modul de înțelegere a anatomiei pacientului. Și aici venim la acel termen cunoscut de proteză personalizată, care este de fapt o implantare personalizată adaptată anatomiei pacientului. Cu alte cuvinte, noi nu suntem identici și de aici a apărut nevoia personalizării și nevoia implantării robotice. Noi nu suntem identici, anatomia fiecărui pacient este diferită și noi trebuie să reușim să individualizăm această anatomie și să adaptăm proteza în funcție de anatomia fiecărui pacient. Dar proteza personalizată nu poate fi făcută și apoi implantată printr-o intervenție obișnuită? Deocamdată nu. Proteza se personalizează în funcție de anatomia pacientului. Deci nu construim o proteză, ci doar o implantăm în funcție de varianțele anatomice ale fiecărui pacient. Și aici, cu ce ne ajută pe noi robotul? În primul rând ne ajută prin faptul că facem un planning extrem de amănunțit al întregului act chirurgical. Practic, se analizează anatomia membrului inferior, iar în mod virtual, softul sau computerul robotului construiește modelul tridimensional. Un exemplu, faceți ca o simulare a intervenției chirurgicale înainte de a exista intervenția. Exact. Iată un model, de exemplu, tridimensional pe care chirurgul poate să-l primească. Este un model virtual, care este modelul virtual a unui genunchi artrozic. Noi îl primim nu numai în format digital, dar îl primim și în format real. Și în felul acesta e ca un fel de imprimantă 3D, exact, care face aceste... Și ne putem pregăti astfel, putem analiza toate variațiile anatomice ale pacientului și putem decide cum să implantăm proteza cât mai aproape de anatomia pacientului. O analogie ar fi între a-ți face un costum la croitor, direct pe numărul tău și pe dimensiunile tale, versus a-ți lua un costum de pe raft. Pentru mulți dintre noi se potrivește oricare dintre cele două soluții, dar un procent de aproximativ 20% dintre pacienții ce sunt protezați
nu se potrivește în tocmai proteza pe care o avem. Și în acest procent de 20% dintre pacienți, unii dintre ei sunt nemulțumiți și noi suntem nemulțumiți că nu ne-am putut atinge obiectivele. Robotul, odată intrat în practică, după ce noi ne-am făcut planul chirurgical și știm deja la ce să ne așteptăm, practic deja am făcut operația virtual și am ales pentru pacient modul cel mai bun de implantare a protezei, trecem la etapa a doua, și anume implantarea propriu-zisă. Și aici robotul, de foarte multe ori pacienții sunt speriați că se gândesc că îi noi operează stăm, un robot. Exact, că îi operează un robot. Că noi stăm ca și chirurgi, eventual bem o cafea și robotul stă, operează și pacientul este lăsat în mâinile robotului. Este eronat. Este de fapt o muncă în echipă care combină abilitățile chirurgului cu știința robotului, cu precizia robotului. Fiindcă chirurgia ortopedică înseamnă o precizie foarte mare. Studiile au arătat că, de exemplu, mâna ortopedului poate să aibă erori de 2-3 mm atunci când efectuează tranșele osoase, secțiunile osoase, pe când atunci când aceasta este făcută împreună cu brațul robotic, erorile sunt de 0,2 mm. Acești milimetri, deși pot să pară nesemnificativi, sunt extrem de importanți, că pot să facă diferența între o proteză implantată perfect, adaptat anatomiei fiecărui pacient, față de o proteză în care, vă dați seama, erorile, deși par mici, pot conta și să ducă, să facă diferența între acel genunchi uitat, acel șold protezat uitat și genunchiul normal. Am putea spune că în acest moment precizia sau știința se întâlnește cu arta chirurgului și fac o echipă împreună, formând această, aș putea spune, o echipă imbatabilă. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm. Bine, vă mulțumesc și eu. Aici încheiem emisiunea noastră de astăzi, dar ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază minunată.